Dragilor, astăzi am niște invitați speciali la mine acasă, iar este prima dată în viața mea în care gătesc alături de alt bărbat în bucătărie, așa că vă fac cunoștință cu Nicu, un mare masterchef bucătar care ne încântă astăzi simțurile cu paste cu fructe de mare, ceea ce eu mănânc în ultima vreme, având în vedere problema pe care am avut-o la sistemul meu digestiv și medicul mi-a recomandat să mănânc scoici. Așa că o să vă mai prezint câteva cadre în care o să vedeți cât de bun este Nicu și desigur eu sunt astăzi ajutorul lui de bucătar. Și cealaltă echipă care se află acolo, cum se vede de la asta. Echipa care îți dă cu părerea. Exact, echipa care îți dă cu părerea, echipa celor leneș. Cum? Noi susținem. Ah, și stați să vă fac cunoștință cu Burtica. Cum ar fi să facem același videoclip aici, în aceeași rochiță și cu bebele? Nu? Păi păstrăm rochița, da? Uite, Facebook-iști. Da. Socializarea din ziua de astăzi. Fiecare fiecare pe telefoane, nu? Să știi că e mai bună asta ca ăla de la... Ce faceți? Cum e viața socială? Pe bine? Socializați cu prietenii virtuali? Stăm noi aici ca fetele și ne relaxăm. Nu? Și fetele aici, celelalte fete. Și Martei. Și pe acolo cineva, și Alexei și Alexander. Ah, Alexander se joacă la parter cu băieții șah. El face parte din categoria băieților mari. Băieții joacă șah fără încetare. Sunt înnebuniți. Deci, vedeți? Băieții pe jos, fetele pe canapea. Nu așa e normal? Nu? Și copiii ce nu meargă. Și noi că așa stăm ca gagicile aici. Am avut o seară extraordinară, alături de oameni minunați. Chiar am râs în continuu. Am vrut să filmez mai mult, sincer să fiu, mâncarea a fost demențial de bună și nu am apucat să o filmez pentru că după ce a fost gata, ne-am pus la masă și am mâncat, vă dați seama, cu atâția copii, pune la unul, pune la celălalt și nu mi-am dat seama când nu am deschis camera să vă arăt cât de delicioasă era mâncarea. Paste cu fructe de mare. Dar v-am arătat așa puțin în timp ce se gătea și în rest o să vă las aici o poză cu fetele, adică eu și cu celelalte două gagici cu care am. Da, și a fost super, super tare. Îmi pare rău chiar că nu am apucat să filmez mai mult, să păstrez aici amintirea vie a timpului petrecut împreună. Însă, acesta a fost vlogul meu de astăzi. Ne vedem data viitoare. Nu uitați să-mi dați follow pe Instagram, TikTok. Mă găsiți Cătălina Ifrim 33. De asemenea, abonați-vă la canalul meu de YouTube. Dați like, vă rog, la canal și de asemenea dați și un share, o distribuire pe Facebook, pe unde vreți voi, ca să vadă și prietenii voștri vlogurile mele. Vă pup, la revedere!